S-au produs numeroase accidente de circulație, unele dintre acestea cu consecințe deosebit de grave. Vorbim de acea croșetare cu ghilimele de rigoare sau slalomul care se realizează pe drumurile publice de către anumiți conducători auto, evident. Realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în scopul întoarcerii sau rotirii acestuia. Practic aici vorbim despre drifturi. Salutare! Astăzi avem un nou episod de educație rutieră împreună cu Claudiu Costea de la Brigada Rutieră din București. Am înțeles că s-a schimbat o bună parte din legislația rutieră și m-am gândit să facem un episod pentru voi în care Claudiu să vă povestească cele mai importante modificări sau o bună parte din ele pe care el le consideră că ar trebui să le cunoașteți cu toții. Salut, Claudiu! Salut, Cătălin! În primul rând, unde pot să studieze urmăritorii noștri toate aceste modificări? Adică, practic, noua legislație, să-i spunem. Fie o pot consulta separat, doar aceste modificări legislative, vorbind de ordonanța Guvernului numărul 1/2022, ea este cea care a modificat legislația rutieră în vigoare, respectiv OUG 195 din 2002, fie pot consulta un curs de legislație sau legea respectivă pe internet, online. Sunt mai multe variante. Important este să fie consultată de către toți conducătorii auto, de către toți participanții la trafic, pentru că modificările pe care urmează să vi le prezentăm sunt substanțiale. De când a intrat noua lege în vigoare sau de când au intrat aceste modificări în vigoare, mai exact? Ordonanța Guvernului 1 din 2022 a modificat legislația rutieră, spuneam. Sunt două perioade. Prima perioadă 31 ianuarie 2022, a doua perioadă 27 februarie 2022. Ok, hai să vedem care sunt cele mai importante modificări. Poate ne explici un pic și prin comparație față de cum era modificarea respectivă în legislația anterioară. De acord, cred că este cel mai bine să discutăm comparativ, astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă foarte bine. Propun să începem cu subiectul reducerii perioadei de suspendare, un subiect care reprezintă mai mult ca sigur un interes pentru toți conducătorii auto. Dacă în vechea reglementare puteai reduce perioada de suspendare de la 90 de zile la 30 de zile sau de la 60 de zile la 30 de zile, respectiv de la 120 de zile la 45 de zile. Okay. În acest moment, legislația rutieră în vigoare nu mai prevede această posibilitate. Vei putea reduce perioada de suspendare doar cu 1/3 din perioada stabilită, da, prin actul de constatare. Și vă dau un exemplu, de la 90 de zile vei reduce la 60 de zile, de la 60 de zile la 40 de zile. Okay. Și chiar este de noutate, de la 30 de zile la 20 de zile. Bun, rămân aceleași două condiții pe care titularul permisului de conducere trebuie să le îndeplinească cumulativ, și anume trebuie să promoveze acest test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, și noi am făcut referire în clipul respectiv. O să lăsăm aici pe ecran clipul. Așa este. Testul de 15 întrebări. Este considerat promovat persoana care răspunde corect la cel puțin 13, și mai avem a doua condiție, trebuie să existe vechime de cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei. Haideți să vedem ce s-a schimbat, tot în același context discutăm despre situațiile în care nu beneficiez de reducerea perioadei de suspendare. A rămas prima situație, atunci când vorbim de cumulul de puncte în următoarele 12 luni de la restituirea permisului de conducere, practic cei care cumulează puncte de penalizare, 15 puncte de penalizare, în această situație se suspendă dreptul de a conduce 30 de zile. Dacă în următoarele 12 luni cumulezi din nou 15 puncte de penalizare, suspendarea va fi pentru 60 de zile. Practic vorbim de o majorare. În această situație, titularul permisului de conducere nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare. Asta a rămas neschimbată dacă ne raportăm la vechea reglementare. O altă situație care este de noutate, practic s-a introdus o nouă clasă de sancțiuni, suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Noi o să discutăm despre ele imediat. În această situație nu se reduce perioada de suspendare și iarăși un lucru care este de noutate, în cazul conducerii unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, faptă contravențională, adică valoare până în 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, nu se reduce perioada de suspendare și mai mult decât atât ești obligat să susții acest test pentru a nu se majora cu încă 30 de zile. De asemenea, despre ce mai este vorba în aceste situații în care nu beneficiezi? Atunci când perioada de suspendare a fost majorată conform legii sau atunci când perioada de suspendare a fost aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare, dintre care cel puțin una prevăzută la articolul 102 cu 3, și v-am dat exemplu mai devreme, fie că este vorba despre alcool, fie că este vorba despre deficiențe periculoase la mecanismul de direcție, sistemul de frânare, deținerea, montarea sau folosirea de mijloace speciale de avertizoare luminoase sonore, etc. Practic articolul 102 sau 102 cu 3, respectiv 102 alineatul 4, noul articol care s-a introdus în legislația rutieră, pentru care se suspendă dreptul 120 de zile. Dacă se însumează perioada de suspendare cu una dintre faptele de aici, nu beneficiază nici de această dată titularul de reducerea perioadei de suspendare. Un alt aspect important, Cătălin, este legat de perioada în care ai posibilitatea să susții testul. Dacă în vechea reglementare puteai să susții testul în maximum 30 de zile din momentul în care intrai în suspendare, în acest moment ai obligația, dacă dorești să ți se reducă perioada de suspendare, în maximum 20 de zile să faci acest lucru. Și un alt aspect care este destul de important, înainte puteai susține testul acolo unde s-a săvârșit fapta sau aveai eliberat permisul de conducere. În acest moment, legislația rutieră în vigoare stabilește posibilitatea de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație la orice serviciu de poliție rutieră din țară. Și sigur putem vorbi și despre situațiile în care ești obligat să susții acest test. Atenție la ceea ce am spus, pentru că mai devreme vorbeam de situația în care susții testul la cerere, da, este la latitudinea ta, facultativ, dar avem și situații în care ești obligat să susții acest test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. A rămas în continuare, și am menționat mai devreme, atunci când fapta este de conducere sub influența băuturilor alcoolice. S-a adăugat încă o faptă de circulație pe sensul opus, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, culoarea roșie a semaforului, respectiv de încălcarea regulilor privind depășirea dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație în urma căruia au rezultat doar pagube materiale. Vă spuneam că s-a adăugat circulația pe sensul opus și în această situație ești obligat să susții acest test. Atenție, diferența este următoarea: până la finalul perioadei de suspendare. Dar și dacă susții testul în maxim în 20 de zile, poți să reduci perioada de suspendare respectivă, în funcție de fapta contravențională. Și încă o situație în care ești obligat să susții testul până la finalul perioadei de suspendare este atunci când fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracțiune, s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce după ce instanța a dispus sau procurorul au dispus clasare, renunțare la urmărire penală, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, s-a dispus o măsură de 180 de zile de suspendare. În această situație, titularul permisului este obligat, în caz contrar îi se vor mai adăuga încă 30 de zile, să susțină testul până la finalul perioadei de suspendare. Ok, hai să vedem alte modificări importante. M-aș raporta la noua clasă de sancțiuni, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Este ceva nou, nu a mai fost până acum. Sunt trei situații în care în acest moment se suspendă dreptul de a conduce pentru 120 de zile. 4 luni de zile. Și haideți să vedem care sunt aceste situații. Practic se introduce o nouă clasă de viteză. Se suspendă dreptul de a conduce pentru 90 de zile dacă depășești viteza cu peste 50 față de limita stabilită. Iată că în acest moment, dacă ai depășit viteza cu peste 70 față de limita stabilită, într-adevăr, se aplică o sancțiune cuprinsă între 1305 lei și 2900 de lei și 120 de zile de suspendare. Atenție aici, vă rog, fără posibilitatea de a reduce perioada de suspendare, prin testare. Sigur că da, prin acel test, și fără drept de circulație. Practic, pentru aceste contravenții prevăzute la această categorie, permisul se reține de către polițist și polițistul eliberează o dovadă fără drept de circulație. Din acel moment vei intra în suspendare. Tragi mașina pe dreapta. Corect. O altă situație, Cătălin, care era prevăzută în vechea reglementare la 90 de zile de suspendare, este neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată, când barierele sunt coborâte sau în curs de coborâre, ori când semnalele cu lumini roșii sau sonore sunt în funcțiune. Okay. Un loc extrem de periculos, unde s-au întâmplat și multe accidente. Foarte multe accidente la nivel de țară. De asemenea, ultima situație pentru care se suspendă dreptul de a conduce pentru 120 de zile este atunci când conducătorul de autovehicul efectuează manevre periculoase pe autostradă de genul mersul cu spatele, întoarcere, circulație în sens contrar sensului de circulație, circulație sau traversare de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise sau prin cordurile dintre cele două părți carosabile sau zona mediană. Practic vorbim de acele manevre periculoase executate de conducătorul auto pe autostradă, prin care pune în pericol siguranța celor participanți la trafic. Ce s-a mai schimbat pe partea de contravenții, dacă poți să ne spui? Sunt schimbări, Cătălin. Conducătorul auto care circulă în mod nejustificat pe banda de urgență autostrăzii va fi sancționat cu amendă cuprinsă între 1350 și 2900 de lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Este într-adevăr o contravenție care exista în legislația rutieră, era și în vechea reglementare, dar era prevăzută cu amendă și puncte de penalizare. Acum se va sancționa exact cu, cum v-am spus. Legiuitorul practic a năsprit aceste măsuri sancționatorii pentru a cumva responsabiliza cât mai mult conducătorii auto, pentru a le arăta sau pentru a le prezenta riscurile la care se expun în situația în care nu respectă legislația rutieră. Care s-au întâmplat, scopul, de fapt. Cu siguranță, scopul legislației rutiere, Cătălin, este acela de a proteja viața și integritatea participanților la trafic. O altă modificare care vizează sancțiunile se referă la perioada de suspendare de 60 de zile. Aici, practic, au fost trecute de la 30 la 60 următoarele fapte contravenționale, respectiv neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversarea drumului public, nerespectarea regulilor privind depășirea, neacordarea priorității de trecere vehiculelor. De ce? Poate vă întrebați, pentru că din cauza acestor fapte, din cauza acestor abateri, dacă vreți, s-au produs foarte multe accidente de circulație, reprezentând și cauze generatoare la nivel național. De asemenea, în această clasă de sancțiuni, care se sancționează cu 870 de lei amenda minimă, este prevăzută și următoarea contravenție, care este chiar de noutate, o să discutăm imediat. Adoptarea, vă spuneam, de către conducătorul de vehicul a unui comportament agresiv în conducerea acestuia pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație, în urma căruia au rezultat pagube materiale. Vorbim despre o sancțiune prevăzută cu amendă minimă 870 de lei până la 1160 de lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. Acum mă raportez la sancțiunea minimă de suspendare, 30 de zile. A fost introdus acest comportament agresiv, practic conducătorul auto care adoptă un comportament agresiv, și o să spunem ce constituie comportament agresiv imediat, va fi sancționat cu această amendă de la 580 de lei la 725 de lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Și haideți să ne referim la acele situații care constituie, potrivit legii, comportament agresiv. Reprezintă un element de noutate. Flash-uri. Într-adevăr, erau foarte mulți conducători auto care adoptau această conduită neadecvată în trafic și îi puneau în pericol pe ceilalți participanți la trafic. Iar vă spuneam, în urma acestui comportament s-au produs numeroase accidente de circulație, unele dintre acestea cu consecințe deosebit de grave. Și articolul 54, indice 1, practic s-a introdus un nou articol în legislația rutieră, stabilește 9 situații, Cătălin, sunt 9 situații care sunt considerate ca fiind încadrate în comportamentul agresiv. Prima situație, cu siguranță, este destul de cunoscută și practic întâlnită pe drumurile publice, este următoarea: deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens. Vorbim de acea croșetare, cu ghilimele de rigoare, sau slalomul care se realizează pe drumurile publice de către anumiți conducători auto, evident, de multe ori fără a semnaliza, fără a se asigura, punându-i în pericol pe ceilalți participanți la trafic, poate determinându-i să efectueze anumite manevre ca să evite o posibilă coliziune. A doua situație este întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor sau frânei de mână, pornirea vehicului de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților motoare, circulația cu vehicul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, precum și reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat de natură a intimida conducătorul acesteia. Practic cei care nu respectă o distanță de siguranță, că este vorba de distanța pe care trebuie să avem față de cel care ne urmează, față de cel care ne precedă, chiar și în lateral, față de cei care circulă pe altă bandă de circulație, sau vorbim de reducerea bruscă a vitezei, determinându-i pe ceilalți la manevre periculoase. Practic, te strânge cu mașina respectivă. Cu siguranță ceea ce v-am spus până acum și o să continuăm, vă sunt cunoscute, probabil că le-ați observat la anumiți conducători auto pe drumurile publice. Bineînțeles că și legiuitorul s-a gândit să prevadă, să reglementeze aceste situații și să ofere polițiștilor posibilitatea de a combate acest fenomen. Mergem mai departe, spuneai tu, Cătălin, folosirea repetată a semnalelor luminoase și sau sonore și de natură și din față a obligat nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație. Okay. Mai departe, această situație este specifică conducătorilor pe două roți, ne referim la motocicliști sau conducători de mopede. Pe o roată. Da, conducerea motocicletei sau a mopedului având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți. Mersul cu spatele cu vehiculul, spuneam noi, de natură a intimida ceilalți participanți la trafic care circulă în spatele conducătorului care face acest lucru, realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în scopul întoarcerii sau rotirii acestuia. Practic aici vorbim despre drifturi. Și conducerea intenționată a unui vehicul prin ambalarea excesivă a motorului, de natură a stânjeni persoanele care se află în zona drumului public. Haideți să mai vedem ce s-a mai modificat. Un aspect care vizează proprietarii sau deținătorii de vehicule, Cătălin, de această dată. Tu, ca proprietar de vehicul, ești obligat să cunoști identitatea persoanei căreia e încredințat vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice. În continuare, proprietarii sau deținătorii de vehicule au obligația, la solicitarea poliției rutiere, în termenul indicat, să comunice acesteia datele persoanei căreia i-au încredințat vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice. Și aici mă refer la următorul aspect: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul buletinului, domiciliu sau reședința acestei persoane. În cazul cetățenilor străini, a persoanelor fără cetățenie sau a cetățenilor români cu domiciliu în străinătate, proprietarul sau deținător de vehicul este obligat să comunice seria și numărul pașaportului sau altui document de trecere a frontierei, statul emitent și data eliberării acestuia. Deci, în plus față de ceea ce am spus mai devreme, de acele date de identificare, ești obligat să faci lucrul acesta în termenul indicat de poliție, de obicei sunt 5 zile, depinde, se indică în acea solicitare. În caz contrar, se aplică o sancțiune pentru persoanele fizice de la 1305 lei la 2900 de lei, iar pentru persoanele juridice de la 21 de puncte la 100. de puncte. Să facem precizarea că un punct amendă reprezintă 145 de lei. Este singura contravenție prevăzută la regimul circulației pe drumurile publice pentru care nu se aplică jumătate din minim în 15 zile. Practic, proprietarul care va fi sancționat dacă nu comunică sau deținătorul vehiculului nu poate achita jumătate din minim în 15 zile. Dacă primește, să spunem, 17 puncte amendă, el practic va plăti 17 puncte. Nu va plăti jumătate din 9 pentru că ar fi minimul. Este singura contravenție pentru care este prevăzut expres acest lucru în lege. Asta în ideea de a descuraja acei proprietari de vehicule care preferau să plătească amenda în detrimentul comunicării datelor pentru a-i proteja pe cei care au condus vehiculul într-o anumită perioadă indicată în solicitare, de a nu se dispune împotriva acestora anumite măsuri coercitive de genul suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Alte modificări importante? Dacă înainte existau aceste două situații prevăzute în lege, dar nu se sancționau, în acest moment se vor sancționa. Mă refer la situația în care nu ne respectăm obligația de a menține permanent curate parbrizul, luneta, geamurile laterale, dacă prin aceasta se estompează vizibilitatea în timpul mersului. Practic situația aceea în care ne aflăm în sezonul rece și erau foarte mulți conducători auto care nu își asigurau vizibilitatea. Curățau doar parbrizul. Luneta nu mai curățau sau geamurile laterale nu le mai curățau. Gândiți-vă la siguranța voastră. Înainte exista această obligație prevăzută, dar nu era prevăzută și o sancțiune corelativă. La fel cum exista această obligație și în vechea reglementare de a asigura mașina. Ce înseamnă asta? În momentul în care te-ai îndepărtat de vehicul, ai obligația de a opri funcționarea motorului, de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau cea de parcare dacă mașina are transmisie automată și de a folosi frâna de ajutor sau frâna de staționare. Dacă nu faci lucrul acesta, vei fi sancționat cu amendă cuprinsă între 580 de lei și 725 de lei și 3 puncte de penalizare. Vreau să revin la ce am spus mai devreme. Pentru cei care nu respectă obligația de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale, aceștia riscă o sancțiune cuprinsă între 870 de lei și 1160 de lei. Ok, hai să vedem ce mai scos din lege, important pentru toți șoferii. Foarte important este subiectul punctelor de penalizare. Noi știm că punctele de penalizare, legea spune acest lucru, se prescriu în 6 luni de zile. Ceea ce înseamnă că erau foarte mulți conducători auto, vă expun acum o situație din practică, care încercau să nu ajungă la împlinirea acestui cumul de 15 puncte prin depunerea unei plângeri contravenționale împotriva ultimului proces verbal care ducea practic la realizarea acelui cumul. Cei care fac lucrul acesta nu mai pot beneficia de această variantă, pentru că acel termen, în momentul în care ai depus plângere împotriva procesului verbal, se suspendă pentru toate punctele care realizează cumulul respectiv până când instanța de judecată se va pronunța. Deci nu o să mai ai posibilitatea ca punctele pe care le-ai acumulat în trecut să expire, practic să ajungă la împlinirea acelui termen de 6 luni de zile. Asta este foarte important de menționat. Un alt aspect destul de important este următorul. Dacă în vechea reglementare, prin același proces verbal, polițistul rutier putea acumula sancțiunile, dar era cumva condiționat să nu depășească 90 de zile de suspendare, în acest moment polițistul rutier poate însuma perioadele de suspendare fără a fi condiționat de o anumită limită a suspendării. Toate aceste modificări vizează, ca să și spunem despre ce este vorba, șoferii indisciplinați, șoferii care nu respectă prevederile legale. Hai să vedem în zona de infracțiuni ce s-a modificat sau dacă există modificări. Într-adevăr, este un aspect foarte important care s-a modificat legat de perioada de suspendare, Cătălin, care se stabilește după ce au fost finalizate cercetările, după ce instanța de judecată sau procuror au dispus clasare, renunțare la urmărire penală, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei. Înainte, în vechea reglementare, i se stabilea conducătorului auto cercetat pentru o faptă penală, și știm foarte bine, ne referim la infracțiune rutiere, sau dacă a fost implicat într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat victime, vătămare corporală sau ucidere din culpă, se stabileau 90 de zile de suspendare pentru titularul permisului de conducere. În acest moment, legislația rutieră în vigoare stabilește 180 de zile de suspendare pentru cei care au fost cercetați pentru săvârșirea unei infracțiuni. Într-adevăr, 6 luni de zile, și am făcut referire la începutul clipului și obligația de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până la finalul celor 180 de zile. Mulțumim pentru că ne-ai făcut așa un rezumat al celor mai importante modificări. În cazul în care vreți să studiați în detaliu, citiți toată legea cât de în detaliu puteți, astfel încât să știți exact toate modificările. Dacă aveți întrebări, lăsați-le mai jos în rubrica de comentarii. Mulțumesc, Claudiu, că m-ai lămurit și pe mine și pe cei care ne urmăresc cu acest mic rezumat din videoclipul de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și până data viitoare să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere!